Vești nu tocmai bune pentru cei cu datorii la energie electrică și gaze. De acum încolo pot fi debranșați de la rețea pentru că a fost abrogată prevederea prin care în starea de alertă era asigurată continuitatea serviciilor de furnizare. Ce se va întâmpla din acest moment ne explică și nouă Diana Buzea. Diana. Bună ziua, bun găsit! Sunt vești importante pentru românii cu datorii, pentru că de acum furnizorii de energie electrică și de gaze naturale îi pot debranșa pe cei care au facturi restante. Asta pentru că a fost abrogată prevederea prin care în starea de alertă se asigura continuitatea serviciilor. Practic, în starea de alertă, iată, firmele și distribuitorii nu puteau debranșa pe cei care nu își achiteau facturile, însă aveau timp aceștia de 90 de zile să își achite facturile restante. Știm iată că a fost ieri prelungită starea de alertă în România cu alte 30 de zile, dar iată a fost abrogată această prevedere. Așadar, acum distribuitorii de energie electrică și de gaze naturale pot debranșa pe cei care nu-și achită facturile la timp. Mulțumim, Diana. Domnule Frumosu, s-a votat în continuare starea de alertă, suntem în stare de alertă, dar nu mai ajutăm oamenii cu plata facturilor și a gazelor. De ce? Păi vreau să vă spun că dacă până acum eram o țară de asistați, de acum încolo vom fi o țară de debranșați. Iată ce s-a întâmplat și toate promisiunile pe care fostul guvern le-a făcut românilor. Vedeți în ce situație am ajuns și eu vă garantez și o să mai discutăm în emisiune, dacă măsurile nu vin cât mai repede posibil, în maxim 2 luni de zile vom asista la niște fenomene sociale deosebite vis-a-vis de puterea de cumpărare a românilor și de nivelul la care vor primi aceștia facturile, pe care le vom primi cu toții până la urmă. Astea sunt măsurile pe care guvernul le-a promis, pe care guvernul nu le-a luat. Am ajuns în situația asta și acum vreau să vă spun un lucru. Eu îmi doresc din tot sufletul ca înțelegerea dintre PNL și PSD să fie foarte rapidă. Până la urmă, eu am înțeles că ceea ce a făcut... Mai devreme de 1 decembrie nu o să avem guvern. Nu, mie mi-e frică să nu ne apuce 1 ianuarie. Pentru că dacă mergem în ritmul ăsta, lucrurile nu sunt deloc firești. Dacă am avut un guvern cu alianță, care nu a făcut față și cu toții am ajuns la concluzie, inclusiv PNL-ul, că a fost un fiasco, inclusiv președintele cu guvernul nostru, acum mă gândesc că noua alianță pe care cu toții și-au dorit-o vine cât mai repede să armonizeze programul de guvernare, să nominalizeze miniștrii, pentru că avem nevoie. Discutăm de facturi mai mari, discutăm de prețuri mai mari, discutăm de putere de cumpărare scăzută a românilor, discutăm de un sistem sanitar precar, discutăm de tot ce e mai rău, de tot ce este posibil mai rău pe lumea asta, care parcă s-a năpustit asupra României. Este foarte grav ceea ce se întâmplă și cred că responsabilitatea trebuie să fie până la urmă comună și un factor foarte important în a rezolva foarte multe dintre probleme, în afară de nominalizarea și numirea guvernului, este inclusiv Parlamentul României, domnule. Mai avem o informație de ultimă oră.